Te salut în lumea informaticii. Hai să explorezi! În acest material vom parcurge împreună diferitele modalități de alegere, setare, temporizare și utilizare a tranzițiilor în PowerPoint. O tranziție este, de fapt, un efect de animație aplicat diapozitivelor din PowerPoint. Tranziția devine vizibilă în momentul în care se face trecerea de la un diapozitiv la altul. Ea poate fi activată cu click de mouse sau automat pe baza setărilor de temporizare, iar rezultatul va fi apariția animată a unui alt slide în locul celui actual. Tranziția poate fi însoțită de efecte sonore. Dacă doriți, puteți elimina efectele de tranziție sau le puteți schimba. Puteți șterge sau modifica și efectul sonor dacă acesta a fost setat. Urmăriți cu atenție exemplele. Dacă vrem să stabilim o tranziție uniformă pentru toate diapozitivele, putem să alegem din fila Transitions colecția Transition to this slide o anumită variantă de tranziție, apoi stabilim durata tranziției, de exemplu, putem pune 2 secunde și durata afișării unui slide, de exemplu, 7 secunde. Pentru a asigura aceeași tranziție și aceleași setări pentru toate slide-urile, vom acționa butonul Apply to All. Dacă debifăm opțiunea On Mouse Click și lăsăm activată opțiunea After 7 secunde, adică tranzițiile nu se vor mai realiza la click de mouse, ci după numărul de secunde stabilit aici. În acest caz, să vedem cum va arăta prezentarea. Apăsăm F5 și nu trebuie să ne atingem de mouse. Prezentarea este derulată în mod automat. Pentru a încheia prezentarea, apăsăm tasta ESC. Dacă dorim să ștergem toate tranzițiile, alegem fila Transitions și din colecția de tranziții alegem None. După care aplicăm această setare pentru toate diapozitivele. Putem să restabilim setările inițiale, adică debifăm căsuța After și restabilim transmiterea diapozitivelor la click de mouse. Apăsăm F5. Se afișează primul diapozitiv. Și următorul diapozitiv este încărcat doar dacă intervenim manual, de exemplu, cu un click de mouse. Iată. Exerciții.
haideți să setăm câte o tranziție pe toate slide-urile, deci tranzițiile să fie de data aceasta diferite. Pornim de la primul slide și alegem fila Transitions. Pentru acest slide alegem tranziția Glitter, care arată așa. Pentru slide-ul următor alegem tranziția Shape. Pentru slide-ul al treilea alegem tranziția Wind. Pentru slide-ul al patrulea, setăm tranziția Box. Și pentru ultimul slide, setăm tranziția Crash. Exercițiul numărul 2. Să stabilim diferite efecte sonore pentru toate tranzițiile. Începem cu primul diapozitiv. Aici avem tranziția Glitter și alegem efectul sonor Coin. Apoi, în slide-ul următor, Hammer. În slide-ul 3, alegem efectul sonor Explosion. În slide-ul 4 alegem efectul sonor Bomb. În slide-ul 5 Typewriter. Exercițiul numărul 3. Să setăm durate diferite pentru toate tranzițiile. Începem cu primul slide. Hai să fie 4 secunde. Următorul slide, 2 secunde. În slide-ul 3, modificăm și stabilim 3 secunde. În slide-ul 4, fixăm 2 secunde. Și în ultimul slide, avem 2 secunde. Exercițiul numărul 4. Setați expunerea pe ciclare automată până la S. În cazul fiecărui slide, debifăm opțiunea On Mouse Click și bifăm opțiunea After 7 secunde. Dar putem să stabilim intervale diferite. Să setăm acum expunerea pe ciclare automată până la S. Slideshow, opțiunea Setup Show. Loop Continuously Until S înseamnă ciclarea continuă a prezentării până la S. Și pornim prezentarea. Dacă vrem să ștergem efectul sonor din slide-ul 5, alegem fila Transitions și la opțiunea Sound, în loc de Typewriter, alegem No Sound. Temă propusă. Succes!